nu are niciun sens ca Israelul să trimită o rachetă asupra unui spital. Nici dacă acolo ar fi ascunși niște conducători Hamas. Armata israeliană nu a invadat Gaza. Așteaptă cu răbdare ca populația civilă să ajungă într-o poziție protejată. Face tot ce poate ca lichidarea liderilor Hamas să nu provoace moartea unui număr mare de palestinieni nevinovați, știind foarte bine că acesta este scopul urmărit cu cinism de Hamas. În condițiile astea, să crezi că militarii israelieni au identificat o parcare aglomerată a unui spital și au tras asupra ei cu mijloacele lor de precizie super tehnologizate ca să ucidă 500 de oameni la întâmplare, e bezna totală a creierului uman. Și totuși, milioane de oameni din toată lumea, nu doar palestinieni, nu doar arabi, nu doar musulmani, vor fi convinși de asta, acum și în viitor. Nu știu câte vieți vor mai fi curmate pentru a răzbuna crima Israelului din 17 octombrie. Dovezile zdrobitoare difuzate de Israel, care arată că e vorba de o rachetă trasă de pe teritoriul Gaza, nu din Israel. Caracteristicile exploziei, mai mult un incendiu cu crater mic, convorbirea dintre doi Hamas despre apartenența la organizația Jihad Islamic a rachetei, căzută potrivit înregistrărilor din satelit, la scurtă vreme după lansare, cu mult combustibil la bord, vor fi pur și simplu ignorate. Oamenii cu minte puțină, injectați cu furie, văd ce vor să vadă și să audă, nu ce se vede și se aude. Și se năpustesc acum asupra ambasadelor Israelului, Americii, Franței și Angliei. Urcându-se pe valul de ură, Iranul dă ordin ca toți ambasadorii Israelului din țările arabe să fie expulzați. Indivizi care zbiară Allahu Akbar omoară oameni nevinovați pe străzile Europei. În această situație groaznică, prezența și discursul președintelui Statelor Unite, Joseph Biden, în Israel, vor rămâne un moment astral în istorie. Boșorogul, ramolitul, senilul, bideu, cum îl insultă de ani de zile trumpiții din întreaga lume, a fost curajos, hotărât, concentrat, cât se poate de rațional și echilibrat. A asigurat Israelul, amintind spusele Goldei Meir, noi nu avem unde să ne ducem. De susținerea fermă din partea Statelor Unite, dar a și obținut deschiderea de coridoare umanitare în Gaza și a pronunțat soluția fundamentală să existe alături de Israel un stat palestinian suveran. Spre deosebire de ce a făcut dușmanului de moarte acasă, Trumpul, care vorbește Americii despre el însuși, a idomai lui Hitler, Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer, a găsit de cuvință să-l înjure acum pe Netanyahu, deoarece l-a felicitat pe Biden pentru câștigarea alegerilor și a complimentat Hezbollah, numind teroriștii very smart, adică băieți isteți. Iar amicii Trumpului, Ping și Putin, plănuiesc împreună cum să-și înalțe dictaturile sinistre pe un munte de cadavre asupra unei bucăți zdravene din această lume, dacă nu a lumii întregi. Am adunat prea multe arsuri și cicatrici pe scoarța cerebrală ca să mă mai sperii. Dar cuvintele înțeleptului Joe, nu sunteți singuri. Felul în care le-a rostit. Mărturisesc, conștient că voi fi și luat de prost, că mi-au adus o undă de speranță în suflet.